Ultima unitate școlară la care trebuia montată centrală din cele 23 în cauză este liceul tehnologic Nicolae Mihaescu. Din cauza condițiilor meteorologice nu a putut fi uh, finalizată uh, lucrarea privind montarea centralei termice uh, la termen. În aceste condiții, cei 470 de elevi de la Liceul Tehnologic Nicolae Mihescu din Târgoviște pentru a pe pe cursurile în frig vor fi obligați de luni să se mute la Colegiul Național Constantin Cantacuzino. Cei care sunt înscriși la învățământul de zi vor intra în clasă în schimbul 1, iar cei de la Săral vor trebui să învețe după amiaza. În cazul celor din urmă, s-a luat măsura reducerii programului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, ora de curs a fost micșorată la 45 de minute, iar pauza la 5 minute. Lucrările pentru montarea centralei termice la Liceul Tehnologic Nicolae Mihescu din Târgoviște urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii.